Așa cum am promis, revin cu detalii despre camera unui Huawei P30 Pro. Pentru că atât de mult ce mi-a plăcut și atât de mult mi-am dorit să văd în detaliu ceea ce poate face o asemenea cameră și, mă rog, asemenea patru camere față de un iPhone XS. Și vreau să vă provoc la o chestie. Am să pun imediat două seturi de poze, de fapt mai multe poze, două câte două, și o să vă las să vă dați seama care sunt de la un iPhone XS și care sunt de la un Huawei P30 Pro. Și o să vă las câteva secunde, voi încerca să le ghiciți, apoi o să vă arăt răspunsul, să vedem dacă aveți cât de cât dreptate. O să vă arăt și câteva poze făcute cu camera telescopică, cât de bine sună asta. Dar mai întâi hai să vedem puțin setările camerei pentru un Huawei P30 Pro. P30 Pro are mai mult moduri de cameră și primul ar fi aperture sau, mă rog, modul de prioritate al diafragmei. Aici putem seta ce diafragmă dorim și dacă nu știți ce e diafragmă, practic este acea mică gaură printr-un obiectiv prin care intră lumina într-un aparat, într-un senzor de lumină. Aia, dacă este mai deschisă, îți face un bokeh, îți face un blur mai mare în spate, iar aia, dacă este mai închisă, în primul rând întunică imaginea, dar nici nu-ți mai este acel bokeh, acel blur în spatele unui personaj sau în spatele unui obiect, dacă vrei să-l fotografiezi. Ce diafragmă dorim? Cea mai mică fiind de 0.95, atât de deschisă. În cazul că e puțin confuz asta pentru voi, cu cât numărul este mai mic, cu atât diafragma este mai mare, cu atât acea gaură este mai mare. O să încercăm o poză cu diafragmă maximă. Apare un bokeh absolut superb, apare un blur, apare o profunzime de câmp care este atât de mică, la 0.95, e incredibil. Este foarte greu de focalizat, dar telefonul evident face asta pentru noi și blurul care apare în spate, fă portrete cu asta, fă portrete cu asta. Avem modul night sau, mă rog, bineînțeles, modul de noapte, unde aparent se pot folosi patru tipuri de zoom. Avem prima dată camera wide, se folosește strict de camera cea mai mare. Avem camera normală, adică 1x zoom. Apoi avem camera de 5 ori zoom, folosind camera telescopică. Și mai creează un zoom digital de 10 ori. Putem face poze 10 ori zoom. Următorul mod este modul portret. Practic aici îți caută o față, îți aplică Beautify și pot fi folosite 3 tipuri de zoom. Avem camera principală, care este 1 ori. Apoi avem 2 ori zoom și ultima ar fi de 3 ori zoom. Următorul mod ar fi modul foto, adică modul simplu, modul clasic de a face fotografii și modul cel mai ușor, în care putem activa chiar și inteligența artificială pentru a ne detecta și a face setările camerei automat în funcție de ceea ce vrem să fotografiem. Asta e fain la telefonul ăsta, că nu trebuie să știi să faci poze, nu trebuie să îți alegi culorile, nu trebuie să faci o compoziție anume sau să faci niște setări anume, pentru că face el totul pentru tine. Și hai să încercăm să facem poză la plântuță și o să facem poză cu camera wide. V-am arătat poza data trecută de la prioritate diafragmei, care era destul de strânsă imagine, nu era atât de wide. Acum vreau să fac o poză cu lentila wide. Cam asta e diferența, după cum puteți observa, are și un pic de distorsionare a lentilelor, adică pe margini se vede puțin alungit. Ăsta este efectul dat de o cameră wide. Într-adevăr, asta e foarte fain în momentul când vrei să faci o poză de grup, prinzi absolut pe oricine și nu numai când vrei să faci poze la un peisaj. Imaginează să te duci la munte și să vrei să faci poze cu astfel de cameră. Chiar sună bine și arată bine. Vreau să încerc să fac o poză cu lentila telescopică la floare. Atât de în spate a trebuit să mă duc și nici măcar nu am putut cuprinde toată planta. Următorul mod din cameră este modul video, clasic, și avem modul pro. Modul pro despre care vă vorbeam și în video trecut este modul pentru cei care într-adevăr știu puțină teorie fotografică și știu să folosească anumite setări. Pentru că putem seta ISO-ul, putem seta shutter speed-ul, putem seta tipul de focus sau balansul de alb și modul de focalizare. Tot în cameră mai găsim și un tab cu mult mai multe chestii, și anume slow motion, panorama, monochrome, lentile de realitate augmentată, pictat cu lumină, HDR, timelapse, sub apă, pentru că este waterproof, și macro. Putem face fotografii macro, super macro. Trebuie să testez asta. Wow! Vai de viața mea! Să ai un asemenea telefon, nu ai voie să nu devii fotograf sau să ai un Instagram pe măsură cu un asemenea telefon.
este făcut pentru fotografie, este făcut să te ajute să faci poze mai bune. Imaginează-ți să le iei în vacanță. Și acum că am promis, hai să mergem să facem niște poze și să vă las pe voi să ghiciți care și care, cum e, dacă aparțin de iPhone XS sau de Huawei P30. Pentru că asta este diferența, să vedem dacă un iPhone, într-adevăr, chiar dacă este mai scump, se ridică la nivelul așteptărilor și putem avea o competiție între cele două telefoane. Ani diferiți, într-adevăr, dar iPhone-ul pretinde că are o cameră excelentă. Hai să vedem. Ați văzut și voi, este un telefon extraordinar. Este mai mult o cameră foto decât un telefon. Ce-i drept, nu-l putem compara, sunt și pro și contra unui asemenea device când îl compari cu o cameră foto profesională, cu un DSLR de exemplu. Are beneficiile lui, este atât de mic, dar este portabil. Telefonul ăsta este pentru toți cei care își doresc să aibă un portofoliu, probabil, un Instagram plin de fotografii interesante, plin de fotografii faine. Și faza cea mai interesantă este că telefonul ăsta face totul pentru tine, face totul în locul tău. Are un sistem de inteligență artificială incredibil, care funcționează foarte bine. Și nu vreau să mai intru în detalii, pentru că asta e destul cât să vă dați seama că este un device extraordinar. Și cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa!